Suntem la Cai Curtici, una dintre cele mai importante societăți din agribusiness-ul românesc. Alături de mine, domnul Călin Muscă. Bună ziua și bine v-am găsit. O echipă tânără, o echipă care este alături de dumneavoastră, alături de domnul Dimitrie Muscă. Toată lumea cred că îl cunoaște pe tatăl dumneavoastră. Este un om implicat, dedicat, face lucrul ăsta de foarte mult timp și iată că avem ocazia, avem prilejul să descoperim și oamenii cu care dumnealui lucrează. Sunteți o echipă care v-ați sudat, v-ați format în decursul timpului și rezultatele au început să apară. Da, cred că totul a început cu partea de integrare pe care tatăl meu a început-o, de fapt, începând cu anii 90, motoul lui de la furcă la furculiță. Am ajuns să-l transpunem mai departe și noi și de aia suntem aici întreaga echipă, pentru că integrarea pe verticală este foarte bine așezată. Ceea ce facem în acest moment este să ne extindem pe vertical, pe toate nivelele de producție, să spun așa, și crescând și dezvoltând business-ul la modul la care o facem acum, nu se mai poate merge pe un one-man show. În aceste condiții, de asta am vrut să vă fac prezentările cu echipa, pentru că fiecare din colegii mei de aici este un profesionist desăvârșit și are rolul lui foarte bine închegat în această rotiță mai mare, să spunem, care înseamnă grupul de firme, pentru că noi deja lucrăm ca și un holding, facem integrare și lucrăm, cred că suntem vreo 7 sau 8 firme în acest moment care lucrăm împreună. Vis-a-vis de activitatea pe care o desfășurați în ferma de vaci de la Olari, la ce capacitate ați ajuns în momentul de față? În momentul de față avem aproape 900 de capete. Aici includ mamele, vacile mame și tineretul și mascul la îngrășat care avem. E o întreagă discuție, dezbatere în general între crescătorii de bovine când vine vorba de vaca de carne. Mulți agrează angusul, dumneavoastră sunteți crescători de charolez, sunt mai mulți crescători care caută să atragă atenția asupra activității. De ce v-ați orientat către charolez și nu către altceva? Rasa charolez este o rasă de talie mai mare, carcasa este mai mare. Are un spor între sporul, da, exact, un spor mai bun ca și celelalte rase de carne și valorifică foarte bine furajele. Principalele considerente astea ar fi. Au descoperit gustul cărnii de vacă. Înainte cunoaștem cu toții că era un produs care, din păcate, nu era atât de apreciat. Iată că odată cu apariția acestor rase în România, a mai crescut și consumul cei drept. De ce totuși suntem încă la un nivel destul de scăzut? Din punctul dumneavoastră de vedere. Posibil cultura și din considerente economice, probabil. Totuși, este un preț măriș. Preferă mulți, într-adevăr, să compenseze hrana asta sănătoasă cu alte produse, nu neapărat la fel de sănătoase, cu produse ceva mai ieftine, poate, la prima vedere. Cred că este o discuție un pic mai amplă, în sensul că românul, prin definiție, dacă ne uităm un pic istoric, a fost obișnuit să consumă porc. Și dacă ne uităm doar în ultimii 50-70 de ani, tot ce însemna vită, însemna de fapt vită-reformă, care calitățile, practic o diferență între vita-reformă și talpa papucului, nu prea erau mari diferențe. În momentul în care am început să mergem să dezvoltăm și vita de carne, care e o formă mai atipică, să spunem, ca și fermier, vorbind prin prisma faptului că
în loc să ai veniturile zilnice din lapte, practic livrezi o singură dată pe an vițelul de la mamă și e un pic mai mult diferită partea de management financiar al business-ului. Cred că după ce a început totuși lumea să consume și fermierii din România au început să se dezvolte, să meargă și în această direcție. Vis-a-vis de prima întrebare pe care a spus-o colegului meu, de ce am ales Charolais, menționez că pentru noi se potrivește foarte bine Charolaisul prin prisma faptului că noi integrăm 100% ceea ce producem în fermă. În aceste condiții am ales ne-am uitat de fapt la capacitatea de producție de carne pe mamă pe an. Și aici Charolaisul este net câștigătoare. În alte condiții, dacă vorbim de un mic fermier care are 10, 12, 15, 30, 50 de capete, poate este mult mai ușor să meargă către Angus sau către alte rase de carne, doar că noi am ales această rasă special pe motivul acesta, având procesarea tot la noi în curte. Bun, aș trece un pic și către domnul inginer, pentru că dumnealui știu că se ocupă de valorificare a sectorului suin la procesare. Nu numai. Acolo inclusiv vită. Sacrificăm. Deci în momentul de față cred, adică sperăm că la sfârșitul anului să avem peste 60.000 de capete de porc sacrificate, aproximativ 1.200 capete de bovină și probabil peste 5.000 de tone de carne proaspăt, carne roșie și preparate din carne livrate atât în județul Arad cât și în Timiș, precum și sub formă de carcasă către clienții noștri fideli, cu care colaborăm de foarte mult timp, iar poate ar trebui să mai adăugăm la Vita Charolais, unde cererea pe piață a crescut în mod constant și în momentul de față pot să spun că nu facem față cererii. Este apreciată și pentru valoarele nutriționale și pentru calitatea gustului, adică are un gust deosebit. Carnea de Charolais este mai are un conținut în grăsimi mai mic. Din punct de vedere nutrițional, eu zic că este o carne de vită superioară. Creșterea consumului de carne de vită se observă de la an la an. Probabil și cultura se schimbă, culinară, în rândul populației, precum și faptul că a mai crescut puțin puterea economică. Bun, aș vrea să discutăm și cu ceilalți invitați, pentru că și dumnealor au un aport important în cadrul holdingului despre care facem vorbire. Activitatea dumneavoastră este legată de? Ferma de porci. Ferma de porci de la Olari. Și de la Olari. Și de la Olari. Da. În momentul de față, câte capete aveți? La Olari avem 8.000 de capete și la Porc Prod 12.000. La Iratoș, da. Aveți, știu că, și fermă de reproducție. Da. Ambele sunt ferme de reproducție. Cea de la Iratoș este integrat. În circuitul e completă. Adică și cu gras. Și cu porc cu gras. Până... Aș mai vrea să menționez că mai avem și la Macea încă o fermă de 1700 de scroafe, adică practic la nivel de holding discutăm de 65.000 de porci pe an în acest moment, urmând ca odată cu finalizarea investiției de la Olari să ajungem la 90.000 de porci pe an. Sunt ferme mari pentru România. Dacă stăm să privim ce se întâmplă în jurul nostru. Până la ce capacitate vreți să mergeți să vă îndreptați? În jur de 140.000. Până acum, porcul venea din Germania, din Danemarca, din alte țări, numai din România, nu. Pentru că totdeauna au fost probleme, fermierii noștri spuneau că sunt prețuri mari cu care achiziționează. A crescut prețul și la noi sau se cunoaște un trend ascendent? E o scădere? S-a menținut?
Păi a crescut și la noi. A crescut din cauza pestei, a crescut... Din cauza reducerii efectivelor de porci. Știu că la nivel național, cred că din cauza acestei boli s-au omorât, sacrificat undeva în jur de 500.000, parcă pe aici, pe undeva, plus minus, erau datele furnizate de la ANSVSA. Asta ar însemna că efectivele, odată diminuate, practic necesită o infuzie de materie primă. Cât de tare vă afectează? Pentru că și în zona asta a dumneavoastră au fost cazuri de pestă porcină nu foarte departe. Sunt o serie de măsuri care s-au luat și se vor lua. Ne-a afectat pentru că ne-au blocat transporturile de porci. Nu am mai putut vinde porcei de la Olari. Am fost în zona de 10 km. Din punctul dumneavoastră de vedere, măsurile astea sunt bune, sunt mai puțin bune, produc efectele scontate, ar trebui, nu știu, făcut altceva decât ceea ce se întâmplă. Ar trebui revizuite și adaptate la ce avem noi. Din punctul nostru de vedere, problema este de generată de faptul că România a luat legislația europeană și fără să țină cont de specificul țării, a transpus legislația europeană în legislație națională fără a ține cont, mă repet, de diferența dintre țările din vestul Europei, unde nu există porcul din curtea omului lăsat, și țara noastră, unde fiecare localitate are un anumit număr de exploatații non-profesionale sau gospodăria populației, cum vreți să le spunem, care, din punctul meu de vedere, generează un risc foarte mare prin lipsa măsurilor foarte clare de biosecuritate care sunt acolo, prin faptul că nu există un cadru legislativ suficient de dur pentru a descuraja mișcarea necontrolată a acestor animale, și toate aceste lucruri generează cumva o... Poate că este un pic mult spus, de bandadă, dar mergem către această situație tocmai din cauza faptului că ce se întâmplă? Avem ferme comerciale mari, viabile, care sunt împiedicate să-și desfășoare activitatea de acțiunile irresponsabile a câtorva oameni. Și aici mă refer la faptul că nu poți să ai pretenția de la un cetățean care are doi porci în curtea casei să aibă toate măsurile de biosecuritate și de control pe care le are o fermă comercială. Dar în același timp mi se pare cumva aiurea faptul că nu se încearcă, adică nu se încearcă practic eliminarea acelor persoane care în curte au câte 100 de porci sau câte 70 de porci, cum s-a întâmplat și sunt cazuri în care o persoană fizică care are 70-100 de porci, deja el funcționează ca și persoană fizică, fără niciun control, fără nicio reglementare, fără nimica. Ori problema noastră a marilor fermieri pleacă de la aceste persoane fizice care mișcă în permanență animale fără niciun control sanitar veterinar. Și aici cred că este o problemă de sistem, în sensul că atâta timp cât nu există un set de măsuri coercitive și o reglementare foarte clară vis-a-vis de circulația animalelor, noi nu vom putea să oprim răspândirea PPA-ului. Pentru că vin și fac, de exemplu, vă dau un exemplu din zona lemnului. În momentul în care a apărut cadrul legal care permite organului de control, ca în momentul în care găsește un transport ilegal de lemne, să se confiște mașina și să fie niște măsuri foarte dure, din acel moment s-a redus foarte mult partea de tăieri ilegale. În situația noastră, pe partea de animale, vreau să vă spun că
singura, este un ordin al ANSVSA că animalele neidentificate se confiscă și se neutralizează. Dar nu ai nimic altceva ca să faci omul care face această speculă cu animale, practic să îl forțezi cumva să nu mai facă. Adică atâta timp cât nu doare, el va face în continuare. A pierdut 5 porcei, acum nu mă interesează că îmi recuperez prejudiciul la următoarele două livrări. Eu unul cel puțin am văzut până în momentul de față cazuri în România de oameni care au plătit, au fost sancționați, dar într-adevăr, serios, nu doar trași de ureche sau muștruluiți de organele statului, probabil că atunci lucrurile s-ar schimba, ar căpăta o altă turnură și din punctul ăsta de vedere și frica de măsurile astea i-ar face pe mulți să se gândească cel puțin de două ori înainte de a acționa în felul ăsta. Rămân la ideea pe care am mai avansat-o și cu alte ocazii. Omul e principalul vector care a răspândit această boală și a creat atâtea probleme și atâtea pagube materiale. Vreau să-l întrebăm și pe domnul director financiar cât de tare va afecta din punct de vedere economic această boală pe dumneavoastră sau pe cei de aici din zonă? Da, n-am putea spune că ne-a afectat până la momentul actual economic pe noi, întrucât măsurile de biosecuritate au făcut să nu avem altfel de probleme. Însă nu aș vrea să mă gândesc ce ar însemna un dezastru din ăsta în fermele noastre. Vă dați seama, avem 35 de magazine, fiecare magazin are 3 vânzătoare, oamenii din producție, oamenii din prelucrare a cărnii, deci n-aș vrea să fim în situația asta în care să ne afecteze. La nivel de grup de firme sau de holding suntem complet închiși. Acum fiecare firmă este cumva cu particularitățile ei. În sensul, cum spunea și Ionuț, partea de magazine, de exemplu, sunt pe o societate. Partea de procesare este pe o alta. Adică noi am închis toată partea de integrare prin mai multe firme. Nu este o singură firmă care gestionează toate verigile. Dar în aceste condiții, chiar în situația actuală cu pesta care ne-a blocat una dintre ferme, suntem totuși într-o marjă de siguranță din două motive. Unu, nu avem o singură fermă, ci putem să lucrăm în continuare chiar dacă această fermă este blocată la livrare în momentul actual. Și doi, nu ne bazăm exclusiv pe partea de carne de porc. Adică de asta am insistat și am dezvoltat foarte mult sectorul de vită. De asta avem și partea de lapte și produse lactate, partea de panificație la un anumit nivel și zona de seră cu legume care merg pe magazine. Adică indiferent, am ajuns să stăm pe mai multe picioare. Chiar dacă unul ne mai doare, ne sprijinim pe celelalte și suntem suficient de solid așezați ca să nu avem probleme în acest moment. Bun, aș vrea să revin și la ceilalți invitați și să profit de prezența dânșilor aici în studioul ăsta pe care l-am amenajat așa ad hoc și să ne spuneți dacă are potențial sectorul bovin și mai ales al cărnii de bovine. Da, sigur, are un potențial destul de crescut, trebuie doar să investim puțin în el și să fim atenți la tot ce se întâmplă. Aș vrea să dați microfonul și colegului dumneavoastră, pentru că dumnealui am înțeles că se ocupă de fermele de porci. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că statul român poate ține sub control cel puțin tot ce se întâmplă cu pesta asta? Aveți așa, nu știu, speranțe? Cu măsurile care se aplică acum, nu.
Păi în zona noastră deocamdată au omorât porci, am înțeles, în comunele vecine, dar și-au blocat fermele, unde porcii sunt sănătoși. Iar cu mistreții, cu animalele sălbatice, s-a întâmplat ceva? Nu știu, cei de la DSV, ați auzit că au luat anumite măsuri, au preîntâmpinat, au făcut ceva? O să intervin tot eu, că am mai multe informații din prisma Consiliului Local de Combatere a Bolilor. În speța mistreților vreau să vă spun că de la primul focar de PPA din această primăvară au durat aproximativ o lună până au început efectiv să împuște mistreți, pentru că ne-am împotmolit în hârtii. N-am avut ce să facem cu ei, ieșim să-i împușcăm, dar unde îi îngropăm sau cum îi ardem sau ce facem. Și mai este și cealaltă problemă ridicată de reprezentanții fondurilor de vânătoare, care nu le permite vânătoarea pe timp de noapte decât la lumina lunii, pe care nu se riscă să o aplice. Și atunci aici ar trebui o intervenție în sensul de a schimba legea vânătorii, care este o lege organică. Deci, din nou, stăm și ne cramponăm în foarte multe hârtii. Cu toate că știm de boala asta de foarte mult timp, ea a izbucnit în România undeva la sfârșitul lunii iulie în 2017, în Satu Mare, parcă au fost primele două focare. Au trecut 2 ani și mai bine și tot nepregătiți ne găsește, ne descoperă. Ca o concluzie, domnul inginer, la ce am vorbit astăzi aici, eu mă bucur să văd o echipă tânără, o echipă dinamică. Dumneavoastră aveți experiența producției, o faceți foarte bine, nu e prima dată când ne întâlnim aici la Curtici. Da, așa este. Deci lucrez ca inginer în cadrul societății de aproximativ 12 ani. Deci am o experiență legată de acest domeniu destul de importantă, să zic. Bineînțeles, în momentul de față suntem oarecum restrânși de capacitatea de procesare și de depozitare, iar în acest sens urmează planurile de viitor, adică care deja, din câte știu, sunt puse în aplicare. Domnul, mulțumesc tare mult, mă bucur că am reușit să vă cunosc în formula asta, vă doresc mult succes, vă descurcați foarte bine acolo unde vă desfășurați activitatea și asta contează cel mai mult. Mulțumesc. Și glumă, dacă îmi permite, să știți că sunt mult mai hotărâți dacă vedeți în echipamentul de lucru decât aici.